In 3, 2, 1, merge! Buonasera, sono Jacob Frigusci Shock! Epidemia con Covid-19 si estende di incenso e mula a livello mondiale. C'è un settore britannico che stima fa proprio la finale lunedì giugno, entrare la popolazione a lunedì va a morire. Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună tort fără coacere cu ciocolată, așa că haideți să vedem... Sunt Gigo Fabrico și Soc. Epidemia cu Covid-19 se extinde din ce în ce mai mult la nivel mondial. Cercetătorii britanici au estimat faptul că până la finalul lunii iulie, întreaga populație a lumii va muri. Bună ziua! Sunt Gigo Fabrico și Soc. Sunt Gigo Fabrico și Soc. Gigo Fabrico și Soc. Sunt Gigo Fabrico și Soc. Shock. Epidemia cu Covid-19 se extinde din ce în ce mai mult la nivel. Bună ziua! Sunt Gico Covrigu și shock! Epidemia cu Covid-19 se extinde din ce în ce mai mult la nivel mondial. Cercetătorii au estimat că până la finalul lunii iulie, întreaga populație a lumii va muri. Ce? Nu din nou. Mi-e plictiseală. Ce? Mi-e plictiseală? Mi-e plictiseală. Gigo Fabrico. Hai, mai lasă glumele. Da, sigur. Sigur. În continuare, îl vom urmări pe Andrei Cristea, un invitat foarte special, din propria lui sufragerie, vorbindu-ne despre ceea ce simțim cu toții în aceste vremuri covidologice, să le spunem. Andrei, ai legătura. Bună ziua! Mă auziți? Da, vă aud. Bun. Se vede bine? Vă văd foarte bine. Perfect. Voi începe prin a-i mulțumi, desigur, domnului Gicu Covrigu, pentru că m-a invitat astăzi în emisiunea dumnealui. Andrei, vii la masă? Nu pot acum, tata. Bine. Mă scuzați. Dragi telespectatori, lupta cu acest inamic invizibil este una destul de dificilă. Și nu trebuie să uităm că pentru a ieși din această situație trebuie să cooperăm. Vă propun ca pentru următoarele momente să ne oprim din tot ceea ce facem și să ne gândim la tot efortul depus de către cadrele medicale din linia întâi. Dacă ei încă luptă cu acest virus acum, după mai bine de 2 luni de când a început tot haosul, în România vorbesc, dacă ei încă pot lupta, atunci și noi încă putem rezista. Căci nu noi stăm cu orele de gardă la spital, nu noi vedem cum oameni mor lângă noi. Așa. Nu noi suntem obligați să purtăm toate acele straturi de echipament de protecție. Nu. Da. Nouă ni s-au cerut niște lucruri simple. Să avem la noi o declarație, să purtăm mască și să ne rezumăm la cât mai puține ieșiri din casă.
Și tot noi suntem cei care strâmbă din nas și comentează. Da, mă, așa e. Nimeni nu și-a închipuit că începutul de an 2020 va arăta astfel. Cu noi închiși între patru pereți. Ce drept, mai mult sau mai puțin, o bună parte a populației țării deja s-a acomodat cu tot ceea ce presupune autoizolare. Și când spun că ne-am acomodat, nu spun neapărat că ne și place. Nici de cum. Dar trebuie să ne conformăm. Știu că probabil veți spune că ceea ce urmează să vă zic, că a devenit deja un clișeu, sau este văzut ca fiind un clișeu, căci a apărut deja pe toate rețelele de socializare în online, dar cred că tot acest timp pe care îl petrecem în casă ar trebui să-l investim în noi. Ar fi bine să ne focusăm pe propria noastră persoană. Eu, de exemplu, după aceste 2 luni petrecute în casă, dansând, cântând, citind, învățând, socializând online, dar tot socializare este, în tot acest timp am ajuns să fiu mult mai împăcat cu mine decât am fost vreodată în cei 21 de ani mei. Ești tinerel. Ai viața întreagă înainte. Știu, sunt tânăr. Probabil mulți dintre dumneavoastră veți spune asta. Nu cred că greșesc cu nimic dacă în continuare îmi susțin ideea că ar trebui să vedem ce lupte se dau cu adevărat înăuntrul nostru. Va fi greu, dar nu e imposibil. Bun. Să nu uităm. Răzbim noi cumva la lumină. Da, 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 da. Mulțumesc. Ce? De unde ai apărut? Oh, micuțule. Tu ești micuț.